Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un angajat Burger King. Burger King sunt oamenii aia care fac ceva, mă rog, burger mâncare, cred. A primit din America. Asta a primit donații în valoare de peste 130.000 de dolari în numai 4 zile, după ce a impresionat mii de oameni cu cadoul primit de la compania asta, după 27 de ani de muncă fără nicio zi liberă. Kevin Ford îl cheamă pe domnul respectiv, 60 de anișori, a început să lucreze la companie ca tată singur pentru a câștiga custodia primilor săi copii. A povestit fiica sa, Serena, scris S-R-Y-N-A. Noi ne gândim de Pintili, știi? Că e cu doi I. Da. Dar trebuie să te gândești totuși și la funcționarii de la Sfatul Popular American. Când vine domnul Ford și spune, aș vrea să-i spun fetei mele Serena. Serena. Bine. Și o trece Serena cu Y. Nu-i scrie Serena sau ceva, mă rog. Datorită dedicației sale pentru locul de muncă din aeroportul Las Vegas, Burger King a decis să-i dăruiască, după 27 de ani de muncă, următoarele. Un bilet la film, o pungă cu bomboane, o cană de cafea, ușnuri de gât și niște pixuri. Un pachet. Branduite, practic. Presupun că da. Băi, ai lucrat 27 de ani, nu ți-ai luat nicio zi liberă, ai venit de fiecare dată la birou, extraordinar, ești un angajat model. Îți dăm un șnur de gât nou, niște bombonele și ce mai avem pe aici? Dă-i, mă, niște pixuri. Pixuri mai avem? Da, dă-i și pixuri. Pune-i, mă, pixuri, mă. Bă, nu i-au dat nici măcar un Whopper săracul de el. Un cine? Un de la de burger. Da. Un sandwich. Un sandwich. Și l-au filmat apoi când și-a deschis cadou. Culmea, omul a fost impresionat de cadou respectiv. Deci el a fost foarte plăcut, impresionat de faptul că totuși i-au dat ceva. Cred că a fost impresionat de faptul că s-au gândit la el. Gestul, da, contează, mă. Da, mă, asta totdeauna e. După 27 de ani, mă, uite, mă, că mi-au dat un pix, mă, ce drăguț, mă, s-au gândit la mine. Te-ai fi așteptat să fii recompensat la 27, adică nu la 25, la 30, la 27, o dronc. Loialitatea este recompensată, a spus el cu recunoștință în filmuleț. Am fost recunoscător pentru orice. Există oameni care au lucrat timp de 20 sau 30 de ani și n-au primit nimic. Corect. Sunt mulțumit cu orice, a spus domnul Ford, potrivit presei locale, și drept rezultat, văzând acest filmuleț, mii de oameni s-au înduioșat și i-au donat bani. Cum spuneam, 130.000 de dolari în doar 4 zile. S-a scos? Da. A dat lovitura, nu că s-a scos. Noi de ce nu ne filmăm și noi? Poate primim și noi donații. Uite, eu mai am un pic, mai încă 5 ani și ajung și eu la 27 de aici. Săracu. Avem pixuri. Avem mai pixuri cu Europa FM, nu? Da. Venim cu hanoracul. Da. Plâng de 3 zile. Nu pot să cred, a spus el, adăugând că banii îl vor ajuta să plătească pentru studiile universitare ale nepoților. El a fost întrebat și cum ai făcut? Și a zis că nu știe cum a reușit să nu rateze nici măcar o tură de muncă timp de 27 de ani. Deci, ia, practic, a trăit degeaba. Uite, ne scrie Daniel din Oradea și zice, eu de 22 de ani am muncit într-un singur loc. Nici o înjurătură n-am primit la plecare. La noi loialitatea față de muncitori e zero. Da, nici zero, chiar așa. 0372069599. Dacă tot vă place subiectul ăsta. Ați primit. Care e cea mai mare recompensă pe care ați primit-o la un loc de muncă? Nu zic la asta actual, că poate ascultă și șeful și... La un loc de muncă, în general. Cea mai mare sau cea mai mică recompensă? Puteți suna și sub anonimat, adică nu e o problemă. Nu, deci de obicei, dacă îmi suna, să nu lăsați buletinul la poartă când ați suna. Ca să nu fie asta o problemă. Eu când am lucrat, când eram mic și am lucrat prima oară, primul meu job, am vândut sucuri la terasă. La sucuri. De fapt, eu am fost angajat la terasă. Erai angajat la automatul de sucuri, potolește-te imediat. Nu exista automat pe vremea. Și eu eram angajat la terasă, care era în spate, și terasa avea în fața complexului un frigider. Deci erai angajat la frigider. Cu sticluțe de alea de suc. Deci tu erai automatul, asta este. Da, mă, da. Deci practic, locului eu de aveam... munca lui Luca... Prietenii îi spuneau tech. Aveam 15... Automatizarea și globalizarea au nenorocit locul de munca lui Luca. Uite, cam vezi, așa. El aveam... începuse cu o carieră de vânzător de sucuri la frigider. Da. Și n-a mai putut. Să-ți spună povestea. Aveam 15 ani. Da. Eram un tânăr cu visuri mărețe. Și am fost angajat la terasă de tata ca să mă învețe minte că nu mă îndepărtam de școală. Și aia de la terasă mi-au dat primul job să vând sucuri în față. Repet, era în spatele unui complex comercial terasă, în față un frigider și un scaun. Acolo ăla era postul meu. Taburet sau spătar? Cu spătar,
de fapt, și aveam desfăcători și trebuia să vând. Și a doua zi a mea de lucru am bătut recordul local de vândut. De sucuri. Numărul de sticle. Au fost foarte impresionate fetele. Mile, sau ce? Și următoarea zi, șeful mi-a dat un colăcel de la de făcut mușchi la palmă, știi? De la de cauciuc. Da. Deci, de mic erai cu colăcei. Practic, de aia m-am lăsat de muncă foarte repede. În două săptămâni am abandonat. Stai să vedem ce spune Daniel. Bună dimineața! Salut, Daniel! Bună dimineața, băieții! Salut. Multă sănătate și bucurii! Să ce să vă spun? Eu am lucrat într-o multinațională, de fapt nu multinațională, într-o bancă. Nu-i dau numele mare. Mare, da. De la noi din... Așa. Din România, 31 de ani. Deci nici măcar nu mi-a spus mulțumesc, fraierule, pentru ăștia 31 de ani, că ai fost loial. Am plecat cu... deci ne-au plătit 98 de zile de concediu am avut. De luat. Și nu ți le luase și asta zici. Nu mi le lua, mi le-a plătit. Nu pot să spun că nu am luat banii, da, pe ele. Măcar o dat banii. Spun, nici măcar un mulțumesc pentru această acție. Da, da, te pare rău să auzim asta. Dorin, din deci o fi atitudinea asta, mă, față de angajați, nu înțeleg. E un angajat care a ducat ani de zile. Fii drăguț cu el la final, ce te costă? Și mie mi se pare la fel de unfair, dar nu numai la sfârșit. Da. În și general. Uite, Dorin din Suceava ne scrie că la fiecare 10 ani compania lui face cadou un ceas elvețian. Bun. Nu e un ceas de 1000 de euro, e un ceas de sute de euro. Asta. Brandul. Faceți angajări, ia întreabă. Ne spune și brandul. Deci și ele cultră? Da. Marian, bună dimineața. Bună dimineața, am auzit, da? Da. Da, te rog. Domnilor, da. Am lucrat 12 ani, între 2005-2017, într-o companie, inițial românească, după aceea a devenit multinațională. Compania era în cădere liberă, în cap. În câteva luni de zile era în faliment. Totuși, copilul meu, când s-a născut, mi s-au dat 6.000 de lei recompensă pentru nașterea copilului. Uh-huh. Premiu, după, da, care, în câteva luni, compania a dispărut, era o companie de IT, nu-i dau numele, dar în mod sigur o știe toată țara, eram cu bancomate, cu chestii. Da, a fost o super, super recompensă și jos pălăria pentru acea companie. Da. Bravo, și o poveste bună. Da. Mulțumim, Marian, e și Dan cu noi. Bună dimineața, Dan! Salut, da, Dani. Bună dimineața! Bună dimineața, m-auzit? Da, da. Eu vreau să vă spun pe cea mai tare. Tocmai m-a angajasem la o firmă în urmă cu ceva ani, mult de atunci, vreo 13-14. Și după ce am ajuns la firmă, după ce m-au cunoscut cei care m-au angajat, la un moment dat a spus unii către alții, nu să-l recompensăm, că n-aveam pentru ce, să-l încurajăm pe Dan. Și mi-am spus așa, uite, te rog frumos să-i trimiți în cont ceva. Și am fost surprins să văd, după ce am început să fac cheltuielile din banii respectivi, că nu se terminau. Era pe vremea când, nu cu mult timp înainte, se schimbaseră banii. Eu am crezut că am primit 1000 de lei, de fapt, dar am primit 10.000 de lei în cont, ca și încurajare. Ah, ce mișto. A fost pentru mine un lucru. Ce tare. A fost pentru mine ceva încurajator. Mulțumim foarte mult. Cu bucurie că și astăzi sunt acolo. Ah, uite, vezi. E normal. Dacă asta înseamnă. Frumos. Te știi că acum îmi dau seama, și eu am primit recompensă la o firmă la care am lucrat foarte, foarte mulți ani. Mi-au dat mașina de serviciu pe care am folosit-o un timp, după care mi-au zis, adică mi-au dat mașina, mi-au zis, uite, pentru că ești om de bază, nu știu ce, poftim, mașina de serviciu, poți să o folosești, mașina de serviciu, nu știu ce, am văzut ce mai aveam. Și pe mine zis, dacă mai vrei să o mai ții, trebuie să o cumperi, altfel ți-o luăm. Așa că am cumpărat-o, am mai trecut niște ani, mă rog, am schimbat mașina, dar din nou, ești foarte bună, îți dau, mă, trebuie să insistăm. Nu mai vreau, mulțumesc, am avut una, nu te rugăm, insistăm, mi-au dat mașină după 2 ani, acum trebuie să o cumperi. Și după aia n-ai mai acceptat nicio mașină, nu, de serviciu. N-am mai cumpărat-o pe a doua, așa, știi ce, mulțumesc, nu mai vreau nicio primă de la voi, că mă costă prea mult. Uite, Claudiu a făcut anul trecut 9 ani de muncă și a primit pe rezultate bune și loialitate o mașină. Acum nu știu dacă de serviciu sau cadou. Pot de deras. Iar altcineva ne spune că a primit în urmă cu 5 ani 7.000 de lei pentru loialitate și aportul adus în compania la care a lucrat. Da, vezi, avem și exemple. Bravo, Alex. Sunt și exemple bune. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.